fost surprinse imaginile și de stați ce, un pic, că de ce ține pomohaci un bărbat de mână. V-am prins, domnul avocat. Preot poate să-l țină. Hai mă că zice. Eu am o poză de când se țineau ei de mână, pomohaci și cucunatul meu, ca doi porumbeni. Un martor a trimis pe Facebook-ul emisiunii Acces Direct imagini care vă vor lăsa muți de uimire. Părintele pomohaci, de mână cu un bărbat. Iar asta nu e tot. Cucunatul meu în timp a recunoscut că ei sunt niște oameni care se salută după cum dau mâna. Ei au un stil de a se saluta când dau mâna, să lovesc cu degetul care au înclinat de asta, nu știu cum, deci a recunoscut. Iar imaginile au fost surprinse la un eveniment festiv, de față cu o mulțime de persoane. A fost făcută în Arad. A venit pomohaș la nunta lui și l-a recomandat locunata mea de mână, ținându-se ca doi... Să țineau de mână. În ce an spuneați dumneavoastră că a fost făcută poza? Până anii 90, pomohaci era în calitate și de naș acolo, și de bărbat sau petit. Imaginile cu părintele Cristian Pomohaci, de mână. Imaginile în care părintele pomohaci ar ține de mână un bărbat. Vă rog să le priviți. Îmbrăcat la patru ace, într-un costum gri și cu o cămașă albă, Cristian Pomohaci s-a lăsat fotografiat în timp ce ținea de mână un bărbat. Sunt imagini surprinse înainte ca acesta să îmbrace sutana. Dar să ne uităm mai bine la fotografie. Tânăr, cu zâmbetul pe buze, Pomohaci ținea într-o mână o lumânare de cununie, iar în cealaltă, mâna mirelui. Acesta a fost nașul de cununie pentru cel mai bun prieten al său. Susține cel de la care am primit fotografia, dar și pentru mireasă, o fată pe care chiar preotul i-ar fi prezentat-o celui care a dus-o la altar. Doar că un amănunt ne-a atras atenția și nu doar nouă, ci și martorului care ne-a trimis fotografia. Cu un zâmbet larg pe față, mai ceva ca al mirilor, Pomohaci îl ține de mână pe mire. Cei doi bărbați nu se sfiesc absolut deloc de ochii lumii, ba din contră. În fotografie se poate vedea că mâinile celor doi bărbați sunt împreunate mai ceva ca ale tinerilor căsătoriți. Aceasta este imaginea, este fotografia care, înțeleg din spusele martorului, ar fi fost în anii 90, când părintele încă nu purta sutan. O să vă rog să-mi permite să încep eu, după aceea... Încercăm și noi. După aceea, în mod evident, puteți încerca Mara, cu și domnul, domnul Bălan se țin de mână deja. Noi știm punctul de este vedere. Este foarte bine, iată de ce. Pentru o femeie și un bărbat nu e nimic anormal. Iată de ce. Vă rog între să Mara confirmați. Și mine e anormal, da. Sunteți aici două artiste. Doamna Silvana Râciu, de muzică populară, sunt absolut convins că a cântat la nunți și atunci când ajungi mai repede să cânți la o nuntă, mergi în biserică, dacă nunta e mai departe de casa ta. Se știe că există o rugăciune care se numește Isaia Dănțuiește, în care mirii... Dar unde era altarul? În care mirii... Se țin, cununia nu se face în altar. Așa este, aveți dreptate. Cununia nu se face în altar. Și Isaia, cum dănțuiește, domnule Ionaș? Nu cumva în jurul mesei? Ba da, în jurul mesei. Și masa unde? Că eu nu vă dai. Păi uite, domnule, uite, au un covor în spate. Și atunci trebuie să un covor. Când doriți să-mi dați voie da, stai puțin. Da, Daniel, eu am înțeles ce spui tu. Trimiterea este una către... Da, este păi, una așa către... Se procedează, așa face da, orice iată, așa se așa se mai încă o dată la așa se țin de mână la Isaia Dănțuiește. La Isaia Dănțuiește. Eu cred că Isaia e băiatul ăla. Induceam în eroare. Nu este scena aceea. Am fost de atâtea ori la cununii în biserică. Scena aceea e când toți se țin de mână. Naș. Și se învârtă în jurul unei mese. Nu mai prostiți lumea. Că am fost noi naș. Fotografia asta făcută în biserică? Vreunea? Nu. Mie nu. Ție ți se pare? Ție nu. Domnul Ionașcu, eu zic că e la Notre-Dame făcută. Nu. Direct. Hai pe bune. Unde e masa? Dacă dumneavoastră apreciați... Să vă fie rușine 2-3 minute, că după aia ne împăcăm. N-ai cum, nu e în biserică dacă dumneavoastră apreciați că e făcută la Notre-Dame și verificitatea aceasta o păi dacă tu îmi spui că e în biserică și ăștia erau Isaia...
Așa e. Poate Pomohaciu dănțuiește cum numai el știe. Mara, da, și pe mine mă, deci aceasta este o poză concludentă. Sau oamenii demnă să acuze un om. Sau da, nu, la spectacole. Sau... Deci cu această poză preot. Se poate acuza un om. Deci în primul rând atunci nu era preot, pentru se că e făcută acuza. Prin anii 90. Era îndrăgostit. Și în al doilea rând, acum sigur noi ne uităm și mirii se țin de mână. Poate că toată lumea se ține de mână. Da, ia, hai să vedem, se ține toată lumea de mână? Că eu zic că mirii nu știu cum se țin de mână, dar ea sigur se țin de mână cu dragoste. Adică nu văd eu de repet, dar n-așa să ține de mână. Povestea pe care martorul le-a spus-o nouă este că mirele. Acest mire era prietenul de aceeași orientare, spune martorul, sexuală. Pe care ar avea-o părintele Pomohaș, de aceeași orientare sexuală, da. Pe care părintele l-a căsătorit cu cumnata domnului care ne-a dat nouă declarațiile. Și acum, la final, când acum l-a văzut... Acum poate să la... credeau la nunta lor. Măi, da, eu cred că poza asta totuși nu e o... mărturie, ceva concludent. Uite și eu mă țin cu ea de mână și asta înseamnă este o mărturie. Este asta înseamnă că avem altă orientare sexuală. Este încă... Mă, adică, da, știi ce face mirele la nuntă? Uite așa, mirele la nuntă și ea mireasa în brațe, stă numai, mă, se iubesc, e nuntă, nu mă duc și le iau pe unul de așa ca... Una poate a fost un gest... Sigur. Nu și ăla cu așa mașină, așa te plătesc pentru eu. Sex, ce a fost? Tot o rătăcire? Nu, nu mă refer la când spune aia, vocea domnului Pomohaci, te nu, plătesc așa. Pentru sex și dacă o să avem o relație, o să am grijă eu de tine. Ce a fost să mă ierte Dumnezeu, același Dumnezeu ăla? Se vorbește despre această poză. Eu chiar cred că Dumnezeu există, că-i arată acum. Asta e patima lui. Pentru că l-a mințit pe Dumnezeu prin cum s-a comportat. Eu cred că dacă Bor face...